confecționează jucării pentru a-și îndeplini visul. Ariadna Gurmez, o elevă de 13 ani din Bâlți, strânge bani pentru a-și cumpăra propria avioară. Ideea unei afaceri a venit recent, odată cu descoperirea unui alt talent, cel de a croșeta, relatează Nord News. Am nevoie de ață violetă, acum fac o comandă. Deja am făcut mâinile, m-am de făcut picioarele, corpul, capul și urechile. După asta pun ochii și nasul. Iepurașul pe care îl va croșeta Ariadna va ajunge la o fetiță de 5 anișuri. Pentru a realiza o astfel de jucărie, în medie, eleva are nevoie de o zi. Vioara undeva 6 mii costă, dar mai trebuie mult să lucrez ca să-mi cumpăr. Mă ocup 4 ani la școala de muzică George Enescu, clasă de vioară. În planuri pe viitor am să învăț la România pentru ca mai departe să mă duc cu muzica. Mica afacere a început acum 2 luni după ce Ariadna și-a ajutat o colegă de clasă la orele de muncă. De atunci au început să vină comenzile. Am avut temă pentru acasă de făcut o jucărie pentru expoziție. Am început să face la prieteni de la școală care nu li se primeau să facă jucării. Pentru asta eu luam 50 de lei pentru lucru, pentru că ați aveau ele. După aceasta am început să face la frații mei, le-a plăcut. Părinții au ajutat-o pe Ariadna să cumpere cutiile pentru cadouri. Astfel, jucăriile personalizate sunt frumos ambalate. Eu am 4 copii, mă rog, ca fiind o familie numeroasă, avem de toate, dar totuși, până strângem bani de una de alta, ea a hotărât să facă jucăriile. Este ca în toamnă să cumpărăm o vioară nouă, pentru că ea are vioară, dar o luăm la închirie. Primii clienți ai Ariadnei au fost prietenii ei, dar și cei ai familiei. Eu am comandat această jucărie pentru surioara mea, am luat culoarea violet de ori și asta este culoarea ei preferată. Și eu cred că ei o să-i placă extrem de mult, deoarece este moale și este ceva interesant. Sora are 5 ani. O jucărie croșetată costă de la 100 până la 300 de lei în funcție de dimensiuni.